Sectorul 5 București. Gunoi este între blocuri. Oare de cât timp n-a fost ridicat gunoiul ăsta? Pare neatins de ceva vreme. Pe căldurile astea e izvor de infecții, o sursă de maladii ușor transmisibile prin aer, prin șobolani, prin insecte. Nu există primărie. Dacă nu poate primarul de sector, de ce nu-l ajută primara generală? Că-s din același partid. Gunoi este ilegală, periculoasă, cronică, pe lângă celebrul stadion Ghencea. Bucureștiul spre marginea lui sudică. Și gunoi este asta se întinde pe sute mii de hectare. Marginea capitalei. Și dacă alături unitate militară, chiar nu vede nimeni când se aduce gunoi aici. Se fac o somație, se trag un foc în aer. Ardezie e periculoasă. Dacă armata nu e capabilă să protejeze propriul teritoriu și teritoriul adiacent unităților militare de poluatori și de alți infractori, oare e capabilă să ne apere liniștea, să ne asigure pacea? Nu cumva armata cheltuie bani degeaba? Rahova. Pe lângă unități militare văd și un drum care se cheamă Floare de Colț. Nu știu de ce nu se cheamă Iapă de Colț. Lupt și mizerie. În același sector al Bucureștiului. Strada Teiuș. Căsuță de om. Bloc de oameni. Strada aglomerată în Rahova. Gunoi pe stradă, parcă e în centru. Pungi, saci, verdeață. Sector de verde. Strada Roman au și denivelări nemarcate, negre ca la Chișinău, dar au și din astea semnalate. Deci civilizația vine treptat și dinspre vest. Palat, hotel, ce vor să fac aici? Văd că au rufe în fața casei. Mobilă veche. Aici mai grav, avem și lăzi de gunoi, dar și gunoi pe alături. Oare ce face cu plasticul? Că am mai văzut lume care colectează plastic. O reciclează, îl duc la piață și vând de acolo borș și lapte, cum se întâmplă la Chișinău și în alte sate.
Sper că nu. Gunoiul ăsta pare că n-a fost strâns de câteva luni. Când vedem pisici în ferentare. Și un centru de colectare fier vechi. Chiar mă întrebam unde îl duc. Cartoane n-adună nimeni. Balcon. Pilon. Căsuță cu calidor. De ce filmez? Ca să-i arăt mami. Nu-i frumos? La țară oamenii adună crengele și țin de foc sau dau la animale. Aici le aruncă.